Copy of this. Your capital form killer. Este un subiect de geometrie complexă. La granița dintre geometrie conformă cu geometrie complexă. Este un subiect de geometrie diferențială, nu de geometrie algebrică, deci, deși la un moment dat folosim și tehnici de geometrie algebrică și informații de tip algebric, însă varietățile care suportă așa ceva nu sunt algebrice. Explic despre ce e vorba. În geometria complexă, să notez varietățile cu M mare, când va fi cazul, am să pun dimensiunea reală deocamdată aici. Și varietățile cu care voi lucra vor fi complexe, dar evit să lucrez de obicei în coordonate, așa că am să lucrez cu tensorul J, care e un endomorfism al figuratului tangent, are pătrat în sensul identitatea, deci mimează înmulțirea cu ei. Așa ceva este o varietate complexă, J este presupus a fi integrabil, adică satisface, anulează tensorul numit Nyquist. Integrabil în sensul că, de fapt, există aici coordonate complexe. Există hărți pe C la N. Dar prefer să lucrez invariant, să evit hărții. Asta e o varietate complexă. Pe de altă parte, varietățile complexe, știți, sunt C la N, spațiul colectiv, sub varietățile lor. E o lume foarte bogată. Toate varietățile algebrice. Dinspre geometrie riemanniană venind, ne interesează metrici compatibile cu structura complexă. Deci ne interesează metrica riemanniană compatibilă cu J, adică astfel încât J-ul să devină o izometrie. X mare, Y mare, notez câmpul tangente. Asta înseamnă că metrica e compatibilă și o varietate cu structura asta se numește hermitiană. De exemplu, pe C la N, metrica se scrie în coordonate DZI, DZ-varii. Asta e metrica standard plată pe C la N. Pe proiectiv, metrica Fubini-Scudii, care se scrie, nu numai global definită, se scrie pe deschiși. Există exemple cu zderie, deci clasa asta e mare. Dintre metricile hermitiene, din vari puncte de vedere, cele mai bune pentru geometrie, dar aparent și pentru unele probleme de fizică teoretică, sunt metricile Keller. Metricile Keller satisfac următoarea condiție. Deoarece J pătrat este minus identitatea și am această condiție aici, pot să definez o doi formă în felul ăsta. Asta devine antisimetrică. E doi formă pentru că dacă mulțesc cu J aici, o să am J pătrat, adică minus 1 și un J aici. Deci asta este o doi formă. Ea există pe orice varietate hermitiană. Există acolo. Cred că în 30 sau în 31, Erich Keller a observat o chestie foarte puternică, pe care n-a exploatat-o. A scris un singur articol asupra proprietăților unei metrici hermitiene. A observat că dacă se întâmplă asta,
Atunci, local, coeficienții metrici respectiv al lui omega sunt aceiași, modificați cu jurii de același lucru. Atunci, ăștia sunt dezolimula, dezolimula și local. Deci există un potențial. Asta a fost observația lui Keller. Articolul a trecut, el nu l-a exploatat, s-a ocupat de cu totul altceva și oameni care l-au mai cunoscut, omul a murit la 100 de ani. Lucra până la Ham. Ultimele articole le-a publicat în 90 și ceva, numai că deja la sfârșitul vieții se ocupa de cu totul alte lucruri. Ultimele lui articole este în limba italiană și vrea să demonstreze existența lui Dumnezeu cu mijloace matematice. Cu asta s-a ocupat la sfârșit. Între timp s-a ocupat de forme diferențiale, există teoria Cartan-Keller, s-a ocupat de aritmetică, există o carte de aritmetică monstru, ce mai nouă, și era destul de enervat la un moment dat, pentru că toată lumea știa pentru variantițile Keller. A fost un articol al lui, în care se pare nici mai văzut foarte mult. Observați chestia asta. Ulterior, s-a dovedit că au importanță foarte mare pentru geometrie și medicile Keller, deci cele care satisfacă această condiție, au devenit extrem de importante. Evident, dacă uităm metrica și ne uităm la o varietate cu o doi formă nedegenerată, să zicem, dacă vine din metrică, e nedegenerată, care are condiția asta, obținem în genul de varietate simplectică, spațiu cotangent, și asta e mecanica analitică. Bun. Eu știu că pe dumneavoastră nu vă interesează chestia asta, dar pentru noi, în matematică, e important să fie varietățile compacte. Pe varietăți compacte, condiția asta pune restricție enormă. Deci, pe de-o parte, am varietățile Keller care sunt foarte bune, din multe motive, ăsta fiind numai unul dintre faptul că se întâmplă asta. A posteriori, ele devin importante pentru că funcționează pe ele teoreme mari. De pildă, sunt stabile la deformări. Dacă deformez jurul ăsta, structura complexă, dacă o deformez puțin, găsesc tot timpul metrici compatibile Keller. Deci clasa e stabilă la deformări. Funcționează o teoremă de scufundare. Orice varietate Keller compactă care satisface anumite condiții de pozitivitate, intră într-un spațiu proiectiv. Intră holomorf, un spațiu proiectiv de dimensiune mare, necontrolabilă, dar intră. Este o primă condiție. Până la lucruri mai complicat de explicat, produsele masei sunt nule, diverse condiții, restricții complicate. Și atunci există varietăți hermitiene simple, care nu suportă așa. Exemplu standard este varietatea aceasta, un produs benign de sfere, care se numește varietate Hopf, și care e Chernagian factorizat la grupuri, poate fi văzut ca Chernagian factorizat la un grup generat așa. Ăsta e grupul ciclic, Z notează ZI, un număr din Chernagian. Iau o motetie, Z merge în 2Z, și o interes. Grupul ăsta, de fapt, este izomorf, în Z. Și noi, cel aia, definează, cel aia fără Z, o scoate în Z. Și e clar, pentru că cel aia este, poate fi văzut, dacă Dumnezeu poate fi văzut ca F ori S2-1. Orice punct, aici
ce este cel. Orice punct poate fi văzut cu față de punctul pe care lasă ca urmă pe sferă. Ce este cel înmulțit cu distanța respectivă. Atunci când se factorizează la Z, asta nu dă nimic, prin factorizarea la Z, iar ea pe Z este cel. Deci cel mai mult fără 0 factorizat la asta e acest polus. Această... Deci acolo la R, când R este egal cu 0... Păi nu, am zis cel mai mult fără 0. Deci cel mai mult fără 0. Asta și zic. Deci dacă este R, ori des, când R, număr din R, egal cu 0, obțin punctul 0. Deci trebuie să pui R. Nu știu, vrei R star. Ok, asta vreau. Și de asta parte, numărul B1 aici, este 1. Pentru că ăsta este simplu conex. Și omologie vine numai din sfera S1. S1 are primul grup de omotor. Primul grup de omotopie Z, deci primul grup de omologie Z, dimensiunea 1. Deci varietatea asta simpluță nu are metrică, nu admite metrică chiară, nu e de tip chiară. Pe de altă parte, dacă mă uit la metrica, aceasta plată, am scris-o undeva, aici. Dacă mă uit la metrica asta, evident că ea rămâne adevărată și pe celălalt fără zero. Și o împart la normă din Z la pătrat. Deci, din punct de vedere al geometriei metrice, asta este asta. E o metrică conformă cu metrica plată. Factorul de scară este ăsta. 1 supra. Metrica asta este invariantă la omotetii. Metrica plată nu e invariantă la omotetii. Dar dacă schimb pe Z cu 2Z, mi-apare exact ce trebuie ca să reducă de aici. Deci asta trece la cât? Trece aici. Pe de altă parte, metrica asta conformă e compatibilă cu structura complexă. Astfel că acest cât devine varietate complexă cu metrică riemanniană compatibilă, metrica asta. Dar metrica aceasta, să-i zicem, e barat, produce, ca și acolo, doi formă, care nu mai e închisă. Asta nu se mai fie zero. Pentru că i-am băgat factorul ăsta în față. Deci, ce am? Ea este o funcție frumusită cu omega ca o derivăție. Sau funcția de F exterior omega. Da? Deci ea satisface o asemenea condiție. Evident, relația pe care am scris-o este sus. De ce mai fără zero? N-am scris-o pe cât, pentru că am lucrat în coordonatele astea. Asta îmi spune... Ok. Nu se lucrează. Deci, punct de vedere fizic, în general, problema de fizică e important când M-ul acela e modificat cu un discris simetric, cu un Z, cu un... Perfect. Deci, te spune ceva și în cazul ăla? Da, da. Adică, dacă vreți... Când am niște singularități... Singularități nu, acolo nu știu. Eventual. Dar pot să vă spun ce se întâmplă dacă este o varietate omogenă. Așa cum e HOF, că e omogen. Asta ziceți? Că se ia un mod un Z discret? Da. Da, asta pot. Asta înseamnă să fie un omogen. Dar dacă admite câturi discrete, de exemplu, în compactificări în string, în general, cazurile triviale sunt în care au un tor T4, T2 sau care depinde și când iau un Z6 sau un Z4 sau un Z3. Da, sunt ce obțin Da.
Deci, în cazul de orbifold, trebuie să mai spun ceva similar despre potențial și... Deci, problemele cele mai interesante în fizică, în aerea de teorie, ne interesează, de exemplu, logaritmii determinat de omega. Pe cazul de cu, pe orbifold. Ce știu că se face, eu n-am lucrat. În jurul singularităților, se poate defini metrică riemanniană pe orbifolduri, cu excepția punctelor singulare care sunt izolate. Da. Nu știu exact care e tehnica, dar se poate extinde metrica și în jurul acelora. Problemele nu sunt de tip metric acolo, ci de tip topologic. În jurul singularităților, nu mai funcționează la același tip de P1. Omotopia nu e aceeași. Există un P1 de orbifold, care e diferit de P1 de varietate. Deci, apar clasificări mult mai fine. Asta e tot ce am văzut. Rezultatul și rezolva depinde de modul în care fac un salt pentru singularități. Asta dacă vreau să le rezolv singularitățile, dar... Deci vă spun că problema fizică. Nu se încearcă rezolvarea lor. Vă spun problema fizică. Îți faci o limită de orbifold după ce se face un sau de singularități. Deci se rezolvă singularitatea cu modul... Se trece la niște... Deci se eclatează. Și eclatează la sfârșit se ia limita de orbifold. Și problema e că, cel puțin din punct de vedere de teorie de string, nu știu cum se rezolvă. Am vagă idee, dar din punct de vedere de teorie de cuantică de când, problema e că rezultatul acela determinat de omega depinde de modul în care fac smooth out la singularități, până la urmă. Chiar în limita de singular. Chiar limita de orbifold. Nu am lucrat. Din ce spuneți, înțeleg că trebuie să eclatăm și eventual facem o serie de eclatări. Dar cum se... Tocmai, eu pot să vă spun ce se întâmplă când eclatez varietăți local conform Keller și... Iertați-mă ignoranța ce... Low. Low, ok. Da. Engleza e bună. Nu, eclatare e termenul francez și în cărțile românești apare eclatare. Pentru că determinatul ăsta, până la urmă, sunt corecții cuantice. În corecții de lucru sau în IMGT. Și chiar și în string theory există, se dau ca additional fields care au rolul ăsta de a smusa o similarities. Și eventual se ia limita de orbifold la sfârșit. Câmpurile astea au niște proprietăți, dar de multe ori, dacă se încearcă ceva similar din punct de vedere de teorie cuantică de când, rezultatul depinde de modul în care acest nu s-au desimulat. Și atunci, practic, nu pot să spun nimic din punct de vedere fizic. Noi, din păcate, suntem la nivelul totul e riguros. Ce e infinit și viața e frumoasă. Mulțumesc. Cu motivația aceasta pot să dau definiția obiectului acestuia. Trebuie să fie o definiție care să înglobeze acest exemplu. Și ați văzut, e vorba de a combina geometrie complexă cu geometrie conformă. A apărut acolo un factor conform. Definiția tehnică este următoarea. În forma de o varietate hermitiană, a cărei formă, a cărei doi formă omega, satisface următoarea ecuație. Față de o formă închisă. Și este exact ce se întâmpla aici, pentru în exemplu pe care l-am dat, theta era z din 1 pe 9 mai z. Evident, forma asta pe varietatea mea este doar închisă. Dacă mă duc pe acoperirea universală, o să fie exact.
se întâmplă acolo. Din anumite motive, nu știu dacă este familiar cu geometria conformă, toată povestea asta poate fi văzută într-un fibrat îndrept, atașat varietății în care se citește toată geometria conformă. Și dacă se face așa, atunci această uniformă are un lucru foarte la mod acum. Asta este câmpul Higgs. Eu evit chestia asta pentru că nu știu de fapt ce înseamnă. Și doar ca să... Dar acum e la mod de fancy. De exemplu, tot de la Oxford. Eu știu ocupându-se de Einstein Weil, clasificări de varietăți Einstein Weil în dimensiune 3. Și toată geometria conformă se poate vedea într-un fibrat îndrept de asociatul lui M. Pot să-l descriu, dar nu știu dacă sunt familiar cu asemenea chestii, în care teta apare ca o formă de conexiune plată. Probabil că pentru că apare ca o formă de conexiune capătă acest nume. Nu știu. Nu știu, dar în multe locuri apare așa. Deci, naiv, asta înseamnă acum că întotdeauna va fi local, conform, echivalentă cu K. Exact. Pentru că asta înseamnă că, din moment ce teta este închisă, local, teta este un DF. Local înseamnă că un anumit deschis, da? Teta este la orice deschis, în jurul oricărui punct, există un deschis pe care teta e așa ceva. Și atunci înseamnă că E la minus F1, înmulțit cu restricția lui G la 1, o să fie închisă. Omega, același. Deci, metrica mea hermitiană este local conformă cu această metrică chiar. Doar că nu se pot lipi. Și o definiție echivalentă, evident, este că am metrici Keller G alfa, metrică Keller locală și un deschis alfa. Și varietatea mea este acoperită cu asemenea deschiși pe care există metrici Keller. Iar pe intersecții, o să am o condiție de felul ăsta, el a minus alfa G alfa trebuie să fie egal cu el a minus beta, F beta G beta. Deci metricile Keller nu se lovesc, în schimb cele conforme local se lipesc și dau metrica asta. Care nu mai e Keller, dar e local conform Keller. Și harta asta cum? Nu, deci am două definiții. Asta e prima definiție. A doua definiție, varietatea M este acoperită cu un sistem de vecinătăți pe care există niște metrici Keller locale, care se lipesc în felul acesta. De aici rezultă ușor că G alfa este E la minus F beta supra mulțit cu E la F alfa. Deci, una peste alta, am că G alfa este un G alfa beta este G beta. Astea rezultă numele reale și rezultă G alfa beta mulțit cu G beta gamma egal cu G alfa beta poate fi văzut ca un element în 1 cu omologie care dă acest beta. Deci ăsta îmi dă ceva, un cociclu în H1 de RAM. Și revin la formate. Modul diferit de a vedea, dar modul tehnic este ăsta. Și în fine, definiția utilă, dar netehnică, privește poza asta pe acoperirea universală. Și dacă mă uit la acoperirea universală a lui M, bucul tech este un buc discret, înțelegeți? Dar nu e totdeauna compact, da? Nu, nu e compact. Aici vorbesc cu definiții. Nu, mă vor interesa exemplele compacte, pentru că la ele pot să am restricții topologice. În principiu, nu mă interesează
varietățile care admit și metrică Keller și local conform Keller. Aia Keller e cea bună. Mă interesează cele care, despre care pot să știu că nu au metrică Keller. Și astea sunt compacte. Deci dacă mă uit la coperirea universală și ridic poza asta, ce obțin? Obțin faptul că e tilda, este o varietate complexă, aceeași structură complexă de jos, care se trage pe coperirea universală. O varietate complexă care admite o metrică Keller. Globală, pentru că teta devine o formă exactă. Acoperirea universală e simplu conexă. E ca un celălalt. Deci acolo, dacă teta e închisă, e exact. Deci admite o metrică Keller globală față de care gamma acționează prin omotopie. Deci eu pot să văd geometria asta ca fiind, pur și simplu, un cât al unei varietăți Keller împreună cu un grup de omotetii. E iarăși modelul de aici, o varietate complexă, cu o metrică Keller și asta plată și cu un grup de omotetii. Definiția asta este bună, teoretic, folosește foarte mult. Dar tehnic, pe asta o folosim. Vă dau o listă de exemple, fără amănunte, pentru că depinde cât de... care e background. În general, când ne uităm la un tip de varietate complexă, o luăm din dimensiunea minimă. Dimensiunea minimă este reală 4, complexă 2, adică despre suprafețe. Deci, pe suprafețe compacte, există aproape o clasificare completă a lor. Începută în secolul XIX și terminată oricum de Kodaira. Deci, clasificarea Enriquez Kodaira a scris o serie de 8 articole până pe 68. Asupra suprafețe complexe compacte. Și apar 7 clase, dintre care primele 5 conțin numai varietăți Keller, suprafețe Keller. 6 și 7 sunt ne-Keller. Acolo sunt clasificate după diverse invariații. Dimensiunea algebrică, irregularitate... Mă rog. Deci pe noi ne interesează clasele 6 și 7. Și inițial, suprafețele au fost primele exemple. Suprafață, Hopfu, asta e S1, S3, ăsta aparține clasei 7. Primele exemple au fost date de Izu Paesman. Inițial a fost o afacere românească chestia asta. Izu Paesman era profesor la Iași. Plecat prin 76. Și primul articol în care introduce varietățile astea e în 76, cred, în Israel Jordan. Și ulterior s-au găsit exemple. De fapt, suprafețele Hopf sunt toate difeomorfe cu S1, S3, dar structura complexă poate să fie foarte complicată în funcție de cum este reprezentarea acestui Z. Asta e varianta cea mai simplă, dar aici poate să fie un grup, poate să fie un număr complex. Pot să fie mai multe numere complexe, poate să fie Z1, Z2, merge în alfa Z1, beta Z2. Și poate să acționeze și neomogen. Alfa Z1 plus gamma și beta Z2.
Weissmann a dat acest exemplu, a găsit metrica aici și ca să găsim metrici LCK pe toate suprafețele HOPF, a durat abia în 98, în un articol cu 29. Am arătat că, indiferent de cum arată grupul, pe HOPF există metrică LCK. Sunt multe. Apoi s-au găsit exemple de LCK pe foarte multe dintre suprafețele clasei 7. Au diverse numere. Inoue, Enochi, tot soiul de suprafețe ciudate. Important e că prin 2010 a fost un rezultat al lui Bunella, care a arătat că rafia poate toate suprafețele astea 7 sunt LCK. E o construcție complicată, este cu chirurgie Morse. Adică nu e o metrică explicită. Arată că există, nu pui mâna pe ea. E complicat. Dar există. Se știe care nu sunt oricum. Sunt niște suprafețe numite Inoue, care nu ar fi metrică LCK. Cam asta este situația în nivelul suprafețelor. Exemplele cele mai multe vin de aici. Cel la F0 factorizat la acțiunea unui operator. Nu neapărat diagonal. Deci este tot un Z, da? Generat de acțiunea unui operator. Z merge la A, Z. Admite metrica LCK. Și astea le-am numit varietăți HOPF în general. Toate sunt diferențe cu S1, S2, S1. Dar e doar diferență. Structura complexă depinde de asta. Ele nu sunt biomorfe. De asemenea, o clasă foarte interesantă de varietăți, tot în dimensiune mare, am apărut în 2005. E un articol scris de Sandra Masia, Eli Claus și Matei Toma, care e la Nancy. Și au găsit niște varietăți care acum se numesc Eli Claus Toma. Construcția este destul de complicată. Ele sunt varietăți atașate unor corpuri de numere. Deci o chestie de teoria numerelor. Foarte haios construcție. Pleacă cu niște teoreme de teoria numerelor și construiesc niște varietăți despre care arată că sunt întotdeauna nechelă. Sunt varietăți nechelă. Toate. În dimensiune minimă, pentru suprafețe, generalizează suprafețele inume. Și o parte dintre ele sunt LCK. Dacă sunteți familiarizați cu teoria numerelor, vă pot să explică care dintre ele sunt LCK. Dar poate e mai bine să nu intrăm în amănuntele astea. Dar varietățile astea, ele sunt acoperite de C la N, ori H la T. Asta este acoperirea universală unde C-ul e cel cunoscut și ăsta este semiplanul Poincaré. Iar grupul care acționează e complicat. Ăla e format și din omotetii și din translații combinate. Au proprietăți foarte ciudate, de exemplu, CNCK,
O să mă deci acolo nu am înțeles. Deci acolo, deci este... Nu, am înțeles. Zis că varietățile astea lui Claus Toma sunt acoperite. Aha. Aceasta este acoperirea universală. Am înțeles. Că ele sunt de tipul celălalt, este o HT, mod, un grup, care e complicat de descris. Deci când spui semiplan superior, înțelegi... Simplu cum care, Z-term plus 1 strict mai mare ca Z. Deci sunt multidimensional sau... Da, așa okay. De. Okay. Așa de. Ultima coordonată strict pozitivă. Adică asta poate să fie, să zic, și discul. Sigur. Îi iau un modelul ăsta, okay. Semiplan. Da, da, că asta... Și nu, nu iau metrica, nu metrica momentul. Apare și metrica la un moment dat. Metrica care apare de tip work-work. Adică vreau să spun că Sigel Jacobi are o chestie de asta. Apare și acolo, nu? Dar nu știu, că mi se pare extrem de interesant. Se generalizează suprafețele inouă care sunt acoperite de COH. Dar o proprietate interesantă sunt următoarele. Prima, o proprietate pe care am găsit-o Mișa Verbițchi, că nu admit CDC Kappa, nu admit subvarietăți concrete. În limbajul geometriei Keller se spune că sunt varietăți simple. Nu au subvarietăți. Neavând subvarietăți, nu au funcții meromorfe. Orice funcție meromorfă e constantă. Și, în general, se umblă după asemenea varietăți. În timp, sunt exemple importante, pentru că nu sunt multe care să nu admite nimic. Foarte rigide. Și demonstrația acestui fapt e complicată și cu teoria nu. Ciudat. Un alt motiv pentru care au fost foarte utile când au apărut este că au invalidat o conjectură în care toată lumea a crezut timp de 20 de ani de când a pus-o Weismann. În momentul când Weismann a introdus această clasă, evident că a pus problema diferenței asemănării față de varietățile Keller compacte. E clar că au topologie diferită, asta s-a văzut repede. Pe de altă parte, el a conjecturat, a zis, printre diferențe trebuie să fie una la numerele Betty. Varietățile Keller au numerele Betty impare, pare, totdeauna. Și el a dat conjectură, o varietate LCK compactă trebuie să aibă un număr Betty impar, impar, măcar unul. E, nu e așa. Aici s-a găsit un exemplu în dimensiune reală 6, toate numerele Betty impar, par, astfel ca la Keller. E foarte complicat de caracterizat clasa LCK prin restricții topologice. Deocamdată nu avem decât foarte puțin. Știm câte ceva despre grupul fundamental, dar foarte puțin. Înainte de a merge mai departe, vreau să dau o subclasă. Care e mai bine înțeleasă de varietățile astea. Deci, iau asta ca definiție. Și clasa Weismann este o subclasă aici. Înlocuiesc a doua condiție. Prima o las așa cum am dat-o. Dar a doua, în loc să iau derivată exterioară, iau eu paralelism. Cer să fie, cer ca unul forma aceasta, care are un nume, se spune, am uitat să îl dau, numește forma I, să fie paralel. Acum, este o diferență, de fapt, destul de mare între cele două definiții. Sigur, există o incluziune strictă. Pe de altă parte, condiția asta este conform invariant. Că dacă mulțesc omega cu o funcție f, cu eroare, da? Atunci teta se schimbă în teta plus t. Și asta e tot. Și condiția rămâne, deci, o condiție invariantă conform. Asta nu mai e invariantă conform. Deci,
Pentru că a apărut conexiunea de civică, a apărut transportul paralel, iar asta este o condiție de omonimie. Deci valențele paisma nu mai au nicio treabă cu, de fapt, cu geometria conformă. Nu mai este un capitol de geometrie conformă în mod evident. Există legături, dar nu în mod evident. Pe de altă parte, exemplele cele mai multe cunoscute sunt de tipul ăsta. Valențele Hopf așa sunt. Au această proprietate. Cele lui Klaus Thoma nu. În sensul că se știe că nu a admit nicio metrică LCK cu acea condiție. Pentru acestea cunoaștem mult despre topologie, cunoaștem foarte multe lucruri. În speță cunoaștem structura lor. Ele arată în felul următor. Pe aceste varietăți, câmpul, ăsta este câmpul dual forme, față de metrica fixată. Câmpul ăsta e keying, adică fluxul său este format din izometrii și este holomorf. Și atunci am două foliații generate de el și de celulă ortogonalului, în 90 de grade. Asta e o foliație care se dovedește foliație maniară, total geodezică, are toate proprietățile bune. Și atunci, varietatea noastră poate fibra. O putem împărți la să luăm varietatea orbitelor acestui câmp. Putem să luăm varietatea orbitelor lui F. Povestea asta se poate face local, de fapt. Se poate face global numai dacă știu că foliațiile care mi apar sunt regulate. Sau măcar să aibă foi compacte. Și să obțin orbiform. Voi avea puncte singulare, dar izolate. Asta este o fibrare în S1. Dacă ăsta are foi compacte, foile pot fi făcute să fie difeomorfe cu S1, dar nu toate aceeași lungime, pentru că în unele puncte vor avea lungimi mai mari, vor intra de mai multe ori într-o vecinătate. Dar măcar să știu că intră de urmă finit de ori. La fel aici, aici apare o fibrare, sunt fibrări principale, în tot complex, pentru că e toate astea. Între ele, am o altă fibrare în S1. Asta e teorema, nu e chiar trivial de văzut, că astea se lovesc. Structura, aici, este ceva chelă, pentru că, moralmente, ce am făcut? Am ras ceea ce era nechelă în metrică. Metrica local, metrica de tipul ăsta, local, se scrie un G0 chelă plus teta exterior J2. Local. Și asta e chiar. Când rad povestea asta, obțin aici metrica Keller și G0. Când îl rad pe ăsta, doar aici obțin o varietate de dimensiune impară, care are un câmp distins și care vine de aici. Un S1, o fibrare S1 peste un Keller, este ceva de Sasaki, de zice, în geometria maniară. Astea apar în tot soiul de teorie și legate de fizică, la care eu mă pricep, dar știu că multă lume publică Sasaki în revistă de fizică, neavând absolut nimic de a face cu fizica ce publică, dar pune în introducere că e ceva legat de conjunctura, nu m-am dat cea. Nu e dacă ar face cu matematică, apare, eu pot să le citesc cele de Sasaki, de fizicien, sunt trei autori, Gauntlet, nu știu, ăștia care au trecut pe la Iau. E o echipă în jurul lui Gauntlet. Alții nu știu cui. Au găsit și chestii foarte tare, ăștia, au găsit că ies duro, este un calitate foarte interesantă. Sasaki, S2, R3. Au găsit metrii Sasaki
neregulate, adică care nu figurează peste cheie. Nu dau aici, nu pot să dea aici varietate, dar neapărat poveste. Sasaki-ul a fost repus în... A păcut-se de foarte multă vreme, a păcut-se în matematică din anii 50. Pentru că Sasaki și toată școala japoneză. Și de definițiile au puțite, au niște chestii cu multe calcule, cu indici, cu ceva bază pentru matematică. La un moment dat, în anii 70-80, erau pușine să trebuie la o conferință să spui ceva de Sasaki. Vreau să încep cu a pune pe tablă niște ecuații cu indici, mai. Bun. Și a apărut un tip care era fizician. Și care a repus în valoare Sasaki-ul și l-a refăcut altfel. Fizicianul originea, apoi am virat o matematică, un Chris Galici. Foarte plăcere să-i scrie numele pentru că a fost prieten și am zis că a fost acolo mult. Era la New Mexico. A avut contribuții foarte importante în geometria riemanniană a varietăților Sasaki, trei Sasaki și quaternionici. A făcut reducere quaternionică. Dar a debutat cu articole de nuclear physics. Avea un doctorat la Stony Brook, în fizică, cu Martin Rocher. Deci asta este legătura între Weizmann și Sasaki, legătura e foarte. Pentru că sunt, practic, sunt dacă vreți, același lucru, sunt teorema de structură pentru varietăți Weizmann compacte e următoare. Teorema. Care am făcut-o cu Mișa Verbițchi, care spune următorul lucru. Dacă N este Weizmann compactă, atunci există o simetrie a V peste S. Suspensie. În limbaj topologic, în engleză se numește torus magnetic. Cu fibră Sasaki. Deci peste fiecare punct de sferă stă o varietă de Sasaki. Iar spațiul de acoperire universală al lui M poate fi descris așa. Este varietatea asta Sasaki, se zice des, care e fibra de aici, produs cu R plus. Deci e un con. Este o varietate Sasaki cu metrică con. Metrica con este de T pătrat. Deci T pătrat metrica VS. Asta este conul imanian peste S. Mod un Z. Care Z este reprezentat așa. Un S mic și un T mergând Fides, scrite, unde fi este un automorfism al lui S, automorfism sasakian, iar Q unde era facet? Q este un manator. Deci e un fel de compactificare a lui al lui R plus cu ajutorul lui S. Dacă vreți, iau peste S, iau cilindru. Iau cilindru și... Da, dar identific modulul un automorfism. Nu le identific. Așa, formă... Asta e suspensia. Da, asta este suspensia. Și atunci și singur că geometria și... Că sunt niște cicluri, așa spun. Da, iubina. Da. Q este un număr natural care îmi spune, de fapt, cât e raza astea. Eu am scris așa, dar dacă vreau să fie submersie riemanniană, atunci trebuie să spune sumă de rază 2 pic. Ca ăsta este contextul și...
ce interesează în teoria asta de la la un moment dat este să înțelegem varietățile care apar, mai ales în relație cu geometria kelleriană. Deci să vedem ce anume construcții din geometria Keller pot fi duse aici, ce nu, dacă se poate să pricepem și din ce cauze e bine, și să găsim restricții topologice pentru clasa aceasta. Dacă vreau comparație cu geometria Keller, teoremele mari din Keller sunt următoarele. Am stabilitate la deformări mici. Aici nu. Cum s-a văzut asta? Se apare în teza de doctorat în 98 al lui Florin Cărbun. Teza foarte bună, dată la Ecole Politehnică. El a făcut mai multe lucruri în teză. A dat lista completă a suprafețelor compacte care au metrică Weismann, tipul ăsta. Și cu ocazia asta a arătat că unele suprafețe inoue nu admit metrică Weismann. Ok? Și suprafețele astea sunt de trei feluri. Două dintre ele admit metrică LCK, una nu. Dar felul ăla care nu admite metrică LCK e de formare complexă a celor care admit. Deci, cu acest exemplu, știm că nu avem stabilitate. Varietățile Keller admit teoremele fundale. O da inima. Teoremele fundale ce înseamnă? Am o varietate Keller compactă, care admite un fibrat în drepte amplu, adică are curbă pozitivă într-un anume sens. Atunci există o scufundare olomorfă într-un spațiu proiectiv de dimensiune mare. Nu știu. Dar există. Deci sunt proiectivi. În geometria LCK există o teoremă de scufundare, dar nu pentru toate. Înlocuim condiția asta de pozitivitate, de amplitudine cu altceva. Ca să... Deci există teoremă, da, pentru varietăți cu potențial. Despre ce e vorba? E o clasă pe care am introdus-o tot împreună cu Mișa Berbițchi. Sunt varietăți LCK, vă aduc aminte reprezentarea asta a varietăților LCK. Acoperirea universală, aici este un grup gamma, și acoperirea universală admite o metrică Keller, scriu forma Keller, de același lucru. Față de care, gamma acționează prin omotezii. Era una dintre definiții. Varietățile cu potențial, ce ești tot pe compact? Nu, nu pot. Păi tocmai. Asta nu există pe compact. Păi tocmai asta. Asta e acoperirea universală. Acoperirea universală în general nu e compact. Gândește-te la hop, acoperirea universală este C la F fără 0. Keller, potențial global, nu există pe compact, evident. Pe necompact poate exista. C la N are potențial global. Cea aia fără zero are potențial global. Deci o clasă toată domeniile. Bandă domeniile. De exemplu, pe bandă domeniile. Poate exista, da. Pe... nu știu, acum, dacă vă gândiți la simpleptice. Pe trebuie să fie simpleptice exacte. Lup. Deci cotangentele sunt de tipul ăsta. Dacă sunt și chiar. Asta e clasa pe care am introdus-o noi și care stă între
Și e mai cuprinzătoare decât Weizmann-urile. Avem exemple de Weizmann care nu sunt potențial. De, pardon, deci toate Weizmann-urile sunt cu potențial și avem exemple de el și Kama cu potențial care nu sunt Weizmann. Și evident avem exemple de el și Kama care nu au potențial. E o clasă intermediară. Dar pentru ele funcționează teorema de scufundare. Și de asemenea funcționează și deformare și stabilitate. Astea sunt stabile. Sunt stabile pentru că odată ce se deformează metrica, asta se schimbă tot într-o funcție plurisubordonată. Deci se reduce la a înțelege că e vorba de stabilitatea funcției plurisubordonate. Au mai multe proprietăți interesante acestea. Grupul gamma trebuie să fie aici set neapărat, ca la 14. Deci o să fie un set. Acoperirea universală e foarte aproape de un con. Care nu e con ca la 14, dar e o varietate incompletă care poate fi completată cu un singur câmp. Aproape ca un con, dar nu e. Evident, Sasaki nu apare în joc. E aici, dar nu e. Oricum, astea, pentru această clasă am putut demonstra mai multe lucruri. Am putut să găsim și o restricție pentru grupul fundamental. Dar nu foarte spectaculoasă, mă. Ce se știe deocamdată. Și de asemenea avem în clasa Keller avem stabilitate la bloc. Stabilitate la bloc în puncte și de-a lungul subvarietăților. În esență, blow-up înseamnă că iau un punct de pildă pe o suprafață. Ce înseamnă să eclatez un punct pe o suprafață? Mă uit la un punct, îl dau afară și în locul lui pun o dreaptă corectivă. De mâna de blow-up, pentru că în locul punctului am pus ceva așa. După care iau o vecinătate în jurul punctului. În afara vecinătății alea, metrica o las cum era, iar pe vecinătate, God given, pot să lipesc metrica cu, să o modific și o lipesc cu metrica Fubini-Studi. În așa fel să se lipească totul și să obțin o nouă metrică Keller. Deci blow-up-ul, metrica Keller a blow-up-ului, este în afara unei vecinătăți a punctului, e metrica de jos, e izometrie. În jurul punctului e o deformare a metricii Fubini-Studi. Și fac la fel în orice dimensiune, evident. În loc să pun o dreaptă proiectivă, pun un proiectiv cu o dimensiune mai mică decât a varietății. Și asta fac în puncte, dar pot să o fac și de-a lungul subvarietății. Să se eclatez o curbă întreagă. Și pentru că se știe că eclatările, fie în puncte, fie pe subvarietăți, au continuare metrică Keller. Demonstrația este complet netrivială, mai ales aici. Subvarietăți, în articol din 50 și ceva, lui Blanchard, analizele conormal superior, o chestie urâtă, mare, care face această demonstrație. Și atunci am vrut să vedem ce se întâmplă în RCK. Aici lucrurile nu mai stau atât de frumos. Să mai avem și noi ceva de făcut. A fost un prim rezultat din 1982 al lui Tricheri. Franco Tricheri.
contribuții foarte frumoase în geometria diferențială. Dar n-a apucat foarte mult. În 95 a murit într-un accident de avion cu toată familia. A fost invitat în China și a făcut și o excursie prin China. S-a fost cu avionul într-un oraș mare. Atât de spus. A făcut două lucruri. A dat metrice încercat pe suprafețele inove. A fost primul care a găsit metrice acolo. Și a dat o teoremă, o pagină și jumătate, de simplă, că ecuatările în bloc în puncte păstrează metrica LCK. Prin 92, când lucram la teză, împreună cu colegul Victor Buletescu, Bulei mi-a zis, băi, o greșeală la asta. Nu e. Demonstrația lui pentru blow-up nu e bună. Mi-a arătat unde e greșeala. Și eu eram mai mare, cu 3 ani de grupuri, deci mi-am luat în serios sarcina de băiatul mai mare. I-am zis, stai de lume, că noi suntem mici și ăsta e mare. Și a tăcut. Bulei a lăsat-o așa. În două, bine, a mai rezistat. Băi, e greșeală. Și a făcut-o și a publicat-o. Dar sărăi a fost atât de jenă să... Mai ales că numise între timp de cei, că a publicat-o la noi în bibliotecă matematică. Deci rezultatul era adevărat, demonstrația era totul greșită, a bibliotecă, greșită rău, știi. Așa că o să ne ambele anume aici. Se întâmplă și la matematicien. Nu numai la fizicien. Da. Am demonstrat destul de recent un rezultat împreună cu Mauricio Parton, din nou Victor. Un rezultat apare care nu are legătură cu producerea de faptare, despre submersii. Ne-am uitat la poza asta, la varietate LCK compactă și care admite o submersie oromorfă peste ceva complex, asta fiind o submersie oromorfă. Ce se întâmplă în acest caz? Dacă fibrele sunt chiare. Atunci, am două posibilități. N e de tip Keller, deci este global de conform. Practic, o varietate Keller. Sau este un cât. N e un cât de Weismann. Deci un cât discret de Weismann. Până la o acoperire finită în contează. Moralmente, e un cât de Weismann. Concluzia este că o varietate LCK generală, care nu e Weismann, nu prea... n-are nimic pe dedesubt, nu submersează peste cu fibre chiar. Nu poate. Corolarul este că produsul de Weismann nu are metrică. Și regulate. Weismannurile regulate au o submersie oromorfă peste un cheală și figura este un tor care e cheală. Și de aici este ușor acest lucru. Și dar mai mult, nici produs de LCK compact Keller compact nu are nicio metodice. Deci nu mai rezultată negativă. Păi da, pentru că ceea ce bănuim este că produs de LCK nu ar fi de metodică aici. Dar e prea general că nu știu să o face. Tot rezultate negative din demonstrația acestei chestii
Rezultatele astea par disparate, însă și unele și altele au în ele o lemă comună. Care lemă comună, poate nu trebuie să o scriu, că are o consecință poate că e inteligibilă pentru dumneavoastră. Da. Deci nu poți să scrii cum scrii, de exemplu, la pronunță de asta de rima? Ce să scrie? Să zici că e reductibilă. Nu. N-am o teoremă de tip Zola. N-am așa ceva. Nu. E o lemuță foarte simplă. De topologie oarecum. Dacă am M compactă, local conform cu ele, proiecție, holomorf, chiar doar ce e infinit. Fibre de dimensiune cel puțin unul, să nu fie acoperire. Și dacă clasa de cohomologie a formei vine de aici, nu e obligatoriu. Dar dacă se întâmplă asta, atunci M e de tip K. Deci un LCK nu poate să aibă această proprietate. Bun. În particular, asta se întâmplă, deci caz favorabil, când fibra e simplu conexă. Pentru că atunci fibra nu bagă omologie. P1 e 0, H1 e 0, deci totul vine de jos. Așa ceva se întâmplă în cazul spațiilor de twistor. Orice spațiu de twistor, fie twistor imanieni, fie twistor conform, fie twistor quaternionici, au fibrele spații hermitiene simetrice, care sunt simplu conexe. Morala este că spațiile de twistor nu admit metrici LCK. Și asta nu se știa. Existau diverse rezultate mai slabe. Spațiile de twistor de obicei îți trimit o proiecție care e riemanniană peste varietatea cu care se lucrează. Și oamenii se uitau la metrici care sunt compatibile cu proiecția. Fac subversia asta riemanniană sau conformă sau nu știu. Și existau teoreme că nu există metrică LCK astfel încât asta să fie submersie riemanniană. Ceea ce spune nu e mult mai mult. Nu există metrici LCK și atât. Cam asta. Știi din pe teoria artistilor, știu lucrul ăsta? Noi l-am publicat. Este de mult? Nu, e publicat, cred, în print nici n-a apărut. E online, analiză matematica cu ea aplicată. Nu e revista mare tot. Adică e cuprins în articolul ăsta cu submersie. L-am anunțat în timp să vă. Că sunt niște chestii foarte ciudate. Adică în sus nu poți să construiești și în jos obții alte chestii de... Exact. E o geometrie studenică. Însă și ăștia e că, adică, pe acoperire sunt cuminți. Pe acoperire sunt cuminți, da. În un fel de aia sunt interesante, pentru că, de fapt, e geometrie chiar într-un obiectiv. Unii o primesc așa. Și poți să faci și liber, să zic, să pleci de sus. Nu, să pleci de jos, să zic. Dacă pleci de sus, e ceea ce povesteam, să pleci de jos, să vezi ce poți să stea peste. Se poate să te uiți la fibrate, spații de moduli de fibrate peste, doar peste Weissmann, dar a făcut mișa mea de schimb, despre combatii, care spații de moduli. Nu e ușor.